O femeie a trăit coșmarul vieții după ce a făcut o faptă care îi va enerva pe foarte mulți iubitori de animale. Aceasta a primit o amendă de 12.000 de lei după ce și-a părăsit câinele bolnav într-un șanț, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, Biroul pentru Protecția Animalelor, au fost sesizați despre faptul că un animal ar fi fost găsit abandonat într-un șans aflat între localitățile Istrău și Crișeni. Polițiștii sosiți la fața locului au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă. Astfel, aceștia au identificat un animal din specia canină care se afla într-o stare gravă de sănătate. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că animalul este microcipat și au reușit să identifice proprietarul, fiind vorba despre o femeie din localitatea Istrău care și-ar fi cunoscut fapta, anunță IPJ Satu Mare. Pe de altă parte, la începutul anului trecut, o instanță din România a dat ca verdict o pedeapsă care a fost premieră pentru țara noastră. Astfel, un bărbat din Galați a fost condamnat la un an de închisoare cu executare după ce în urmă cu trei ani a ucis câinele unui vecin. Decizia definitivă a fost dată de Curtea de Apel Galați și a fost anunțată pe 17 ianuarie, la circa trei ani de la producerea evenimentului nefericit. Cum s-a petrecut totul și ce a mărturisit proprietarul animalului după condamnare? Câinele a fost ucis cu ajutorul unui cuțit, chiar pe scara blocului, în timp ce agresorul se certa cu proprietarul câinelui din cauza unor surțuri. Astfel, proprietarul câinelui a făcut plângere la poliție și i s-a dat câștig de cauză în urma procesului, relatează Playtech.ro.